Bun găsit! Până la alegerile locale au rămas mai puțin de 40 de zile. Pe zi ce trece, situația devine tot mai tensionată la Bălți. Discutăm astăzi despre reținerea lui Alexandru Nesterovski, refuzul Consiliului Electoral de Circumscripție Bălți de a o înregistra pe Marina Tauber, candidat pentru funcția de primar, dar și încercarea lui Șor de a omitui pe fosta deputată Arina Spătaru, în prezent de președinta ALDE, cu analiștii politici Victor Ciobanu și Alexei Tulbure. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Bună ziua! Vreau să începem cu prima știre în top, care a fost acum o săptămână, și anume faptul că doamna Tauber a mers să depună, da, dosarul ca să candideze la funcția de primar a municipiului Bălți. Din start i s-a primit dosarul, dar ulterior, cum spune dumneiei, a aflat din știri că de fapt are un refuz. Ați văzut, cred că cu toții, sau am văzut cu toții, de fapt, acest, nu puteam să o numim scandal, dar cumva așa și-a fost, pentru că dumneavoastră a venit în primărie cu mai mulți avocați, cu susținători, da, ca să arate lumii întregi că ea a fost lezată de dreptul de a participa în acest scrutin. Dumneavoastră, cum vedeți ceea ce s-a întâmplat aici și în acest caz și dacă totuși a procedat corect sau nu Comisia Centrală? Mie mi-erau strani așteptările doamnei Tauber pentru participare, înregistrare și participare în alegerile locale, odată și dumneavoastră este vicepreședinta partidului Șor scos în afara legii, declarat anticonstituțional și ca urmare a decizii Curții Constituționale din iunie, adoptarea acestor prevederi în legislația națională care interzic participarea membrilor partidului Șor, reprezentanților aleși, numiți și așa mai departe a partidului în alegeri, inclusiv locale și celelalte, în următorii 3 ani. 3-5 ani, da. 3-5 ani, da, ați discutat și termenul ăsta 5 ani. Dumnezeu interpreta în felul său această decizie, mie îmi pare deplasat că dacă dumneavoastră își înaintează candidatura ca pretendent, candidat independent, dar nu din numele partidului Șor, atunci ei poate fi înregistrat. Și asta deloc nu schimbă situația și nu schimbă prevederile respective și interzicerea, nu elimină. De aceea, foarte logic, Comisia Electorală Centrală nu a înregistrat-o pentru participare la alegeri. Altă treabă că dumneavoastră o dorit, poate așa o izbucnire publică, da, un scandal public, dacă doriți, pentru a învinui încă o dată guvernarea în comportament democratic și așa mai departe. Noi am mai vorbit la tema asta și era straniu că ea își desfășoară în ascensiune campania. Campania devine tot mai intensivă în Bălți. Fără, eu nu vedeam nicio posibilitate de a fi dumneavoastră înregistrată și noi vorbeam despre faptul că Marina Tauber va transfera ratingul său, suportul popular în favoarea sa, altui candidat, da. Sau alte candidate și așa mai departe. Deci, probabil așa și se va întâmpla. Deci, refuzul ăsta a fost un element în campania asta electorală menit să-i ridice ratingul doamnei Tauber, care probabil va susține un candidat din partea unui partid care noi îl numim partid de cloni, partid de exponente sau care promovează aceleași idei care le-a promovat și partidul Șor. Renaștere, Văzrăjdenie, șans, poate altor mai fie. Deci asta e comentariul meu la problema respectivă. Cu o mică remarcă, eu da. Personal nu am înțeles de ce Consiliul de Circumscripții Bălți a admis totuși acest dosar.
l-a preluat și ulterior deja a venit cu reacție, nu cu reacție, decizia asta de refuz. Deci din start era clar că el putea nici să nu admită preluarea acestui dosar și în acest caz era să fie mai puțin scandal și PR, dar iată, vedem că asta a fost o acțiune planificată, cel puțin din partea doamnei Tauber, care a venit cu alaiul corespunzător la Consiliul de Circumscripție, s-a ales cu vizionări, pe ecranii de televiziune, controlate în continuare de Șor și echipa lui în... Dar și ceilalți au preluat, pentru că este scandal, este știre și pe asta de fapt s-a mizat. Deci aici cred că a fost o greșeală din start a Consiliului Local de Circumscripții Bălți, dar asta mai puțin contează ce o să fie mai departe. Eu văd în desfășurare această acțiune din partea Marinei Tauber, deci se va contesta domnia declară că va contesta această decizie, exact. Pentru că spune că este una politică și nimic altceva. Asta este o frază absolut standard la noi toți acești ani de la independență încoace, orice politician care a fost învinuit de orice, în special de corupție, spunea că este un atac politic, motivat politic, de aceea și așa mai departe. Deci aici este o situație clasică, nu văd nimic nou, dar această atacare a deciziei Consiliului Bălți îi va permite să desfășoare în continuare acțiunea politică de promovare a ratingului propriu și a vizibilității, cel puțin în fața electoratului din Bălți, ca pe urmă să se întâmple exact ceea ce a spus colegul anterior, că va fi desemnat pentru că căi legale de a participa în această campanie, evident, după mine, nu are. Deci eu nu-mi imaginez care instanță ar putea să-i dea câștig de cauze. Deși la noi în Moldova se mai întâmplă minuni în sistemul judecătoresc, de aceea să nu excludem, poate cu o probabilitate mult mai mică, dar nici astfel de variante. Totuși, cel mai probabil va fi desemnat un candidat, indiferent cum se va numi acesta, în spatele căruia va flutura Marina Tauber cu toate pancartele, indiferent care vor suna că noi suntem echipa lui Șor, care vom transforma Bălțul în, dacă Găgăuzia este Crai Mici, deci Bălțul va fi încă ceva un Plai Mici sau ceva de genul ăsta. Eu aș vrea să le reamintim celor de acasă situația dată, de ce, da, doamna Tauber, nici fiind candidat independent, nu poate spera că va ajunge în fotoliu de primar al municipiului Bălți. Eu cred că ea cumva și-a luat avântul știind experiența de acum 2 ani, da, când a luat un rating mare. Vreau să le spunem că pe 19 septembrie Curtea Constituțională a asistat procesul de examinare a sesizării exponenților formațiunii Șor, scoase în afara legii, care au contestat interdicția de a participa la alegerile locale generale din 5 noiembrie, dar nici la scrutinele din următorii 5 ani. Și asta pentru că a fost constatată paritatea de voturi la adoptarea hotărârii. Adică chiar dacă a fost sistat acest proces de examinare, ei oricum nu au dreptul să participe, să depună acest dosar. Și noi vorbim de absolut toți membrii partidului Șor sau doar cei din conducere? De cei din conducerea Șor, din câte mi-amintesc eu ce rezultă din hotărâri, deci executivul și conducerea politică a partidului. Nu. Îmi pare că toți membrii, plus cei aleși, și aleși local, da, deputați, da. Și așa mai departe. Deci se referă la toți membrii
nu la susținători, pentru că susținători sunt mulți, dar la toți membrii partidului Șor. Partidul nu mai există, ai fost membru partidului, ai fost primar în alt partid de trecut în partidul Șor, nu mai ai dreptul să participi. S-a sistat examinarea cazului și acum, într-adevăr, acest scrutin a lomit. Nu mai participă la el. Ei pot să atace decizia în Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, invocând tergiversarea examinării aici în Moldova, dacă trec prin toate instanțele naționale și așa mai departe, însă când nu-i sigur că Curtea Europeană va accepta spre examinarea acest caz, dar chiar dacă îl va accepta, decizia nu va fi luată și emis într-un an sau chiar doi. Asta poate să dureze 4-5 ani. Deci noi, la sigur, dacă nu se ia o altă decizie aici în Moldova, după scrutinul local, putem spune că Partidul Șor nu va participa în calitatea asta, ca partid Partidului Șor, nici în 2024, nici în 2025, da. Asta înseamnă următorii 3 ani fără Partidul Șor și altceva este de menționat că, din câte îmi amintesc în lege, chiar dacă acești membri de partid emigrează și își creează o altă platformă politică, da, vorbim de un alt partid, ei oricum nu au dreptul să participe pentru că numele lor sau personalitatea lor rămâne a fi exact aceeași. Informația rămâne la momentul adoptării legii, exact. Dumnealui sau dumneia, domnia sa, erau membri a Partidului Șor. Asta, normal că îi încetează să mai fie membri, partidul nu există. Nu există, da. Și încearcă să-și creeze alte, ei normal că nu pot nici într-o calitate să participe. Dacă noi vorbim despre aceste partide clone, despre care am menționat în prima mea intervenție, aici e altă situație. Aceste partide sunt create sau construite până la de alți oameni care au fost susținătorii sau beneficiarii suportului financiar al lui Șor, dar n-au fost membri a partidului. Deci aici legea nu le poate interzice participare. Da, dar mă referam la faptul că, de exemplu, Marina Tauber să meargă în alt partid. Nu. Păi nu, da. Aici... Atunci ea oricum nu poate candida. Nu. Deci în campania actuală vom asista la activitatea acestor partide clone și, în primul rând, astea două care le-a nominalizat Alexei, este Văzrăjdenie și Șansa. Reprezentanții acestor partide vor fi cu siguranță și vor candida în acest scrutin nu doar în Bălți, dar în mai multe localități din țară. Iar în spatele lor se vor perinda activiștii fostului partid Șor, care nu au dreptul să participe în acest scrutin, dar ei vor merge și ei în teritoriu și vor zice că, uite, ăștia sunt de fapt noi. Ca și cum ne-ați votat pe noi, votați-i pe ăștia acum și cam asta este esența acestui scrutin electoral sub aspectul participării șoriștilor în această campanie. Eu aici îmi cer scuze, noi prea mult vorbim despre asta, dar eforturile întreprinse de guvern, de guvernare, haideți să spunem așa, sunt importante, pentru că asta e o primă reacție promptă și fermă la fenomenul ăsta de corupție electorală. Însă noi trebuie să înțelegem foarte bine că dacă noi eliminăm un partid, fenomenul nu dispare. Exact. Fenomenul nu dispare de atâta pentru că este cerință pentru banii ăștia murdari. Deci asta e comportamentul, este ofertă și este cerință. Nu a fost cerință, n-ar fi fost ofertă. Și sponsorii principali în continuare... Asta e alt aspect. Da. Sponsorii principali sunt cu banii la mână, nu au fost pedepsiți și mai departe, dar treaba asta a început nu ieri, nu alaltă ieri. De ani de zile, de fapt, durează chestia. Din 15, când corupția electorală pur și simplu a explodat. Nu că a explodat, dar a devenit o normă oarecare, da? Pentru că Șor ieșise din detenție, s-a înregistrat ca candidat la primăria Orheiului și a câștigat-o din banii furați. Corupt, practic, tot orașul.
acolo investind ceva din ceea ce au furat din banii publici. Și așa mai departe, nu ne mai aducem aminte. Deci a fost și există o cerere din partea alegătorilor pentru astfel de bani. Noi am explicat, dar pentru că suntem săraci, nu știu ce, încolo încoace. Deci noi, ca să eliminăm acest fenomen, acest flagel, această problemă, sunt necesare, în afară de represalii, da, dacă se numim așa, în afară de aplicarea legii în felul ăsta, trebuie să întreprindem și alte măsuri mai complexe. Deci, în primul rând, schimbarea situației social-economice a populației, ridicarea nivelului de trai și explicații, lucru cu oamenii. Nu zădar și discutăm la aceste subiecte un pic mai detaliat, pentru că vrem ca cei de acasă să înțeleagă toate scenariile posibile, ca cei de acasă să-și dea seama ce urmează să fie și atunci când vor merge la vot, să fie foarte atenți cui și pentru cine își dau votul. În același timp, avem și un alt show cu mascați, și vorbim de reținerea lui Alexandru Nestirovski, care a fost arestat pentru 30 de zile. Noi știm că anterior acesta a candidat la funcția de primar al municipiului Bălți și nu este exclus că ar putea să revenească la acest fotoliu. Vedeți un astfel de scenariu? Și cât de, nu știu, cât de important, nici nu pot să zic importantă, dar iată, această reținere a lui exact acum, când avem campania electorală, de ce nu s-a făcut mai devreme, dar s-a făcut exact acum? E nevoie de acest show cu mascați ca să arătăm că lucrăm, sau? Probabil, într-adevăr, sunt mai multe explicații, inclusiv ceea ce a spus dumneavoastră, show-urile cu mascați la noi sunt foarte frecvente. Pe de o parte, organele care sunt vizate și permanent criticate în mass media, inclusiv de societatea civilă, noi comentăm în studiouri și tot așa mai departe și vrem rezultate. Deci, organele respective vor să demonstreze ceva rezultate. Asta este o explicație care este la suprafață. Pe de altă parte, să ne amintim că Nestirovski și doamna Lazova, da, s-a mers în Parlament, li s-a ridicat imunitatea. Este un fenomen relativ mai rar decât show-urile cu mascații, dar nu atât de inedit absolut. Am mai văzut ridicări de imunitate la deputați și am văzut că aceste rețineri, dacă doamna a fost plasată în arest la domiciliu, pe Nestirovski chiar arestat pe bune a fost și acum, dacă îmi amintesc, aceste rețineri pe 30 de zile și cum se derulează în continuare soarta acestor persoane arestate, păi la următoarea ședință de judecată am putea asista la o decizie absolut contrară acestei, da? Deci el a fost arestat, poate fi plasat în arest la domiciliu, poate sub control judiciar, pentru că ele, după mine, sunt, așa cum se iau de sistemul nostru judecătoresc, absolut arbitrare. Deci vedem în diferite cazuri, cu diferite personaje, cum a fost... Și Dodon am văzut, a fost... Iată Dodon cu capete de acuzații foarte grele, acum este, practic, absolut liber și chiar a părăsit hotarele Republicii Moldova. Mai sunt și alte personaje pe care le-am discutat. Tauber deja este un serial întreg cu arestări, plasări, în arest la domiciliu, ulterior eliberări și așa mai departe. Deci ce se va întâmpla cu acest personaj Nestirovski rămâne să urmărim cu atenție și sper că vom comenta și în emisiunile următoare, pentru că nu putem exclude această variantă, da, când el se află în arest acum, dar ulterior poate să apară
liber să participe, inclusiv Alexei a adus faimosul exemplu al lui Șor, care a fost arestat, eliberat și a devenit primar. Deci exemplu este a unui lider care finanțează toate aceste partide, partiduțe și campanii electorale, de ce să nu fie repetat și de acești oameni. De cel puțin ei vor tinde să repete aceste scenarii, chit că un arest conduce la o, să zicem, la o creștere a ratingului pe motiv de victimizare. Și noi știm că moldovenii sunt receptivi la aceste chestii. Asta a fost arestat, ei, ceva acolo, da, trebuie să-l jălim și să-l votăm. Eu, din mai mulți ani, două decenii și ceva, urmăresc aceste exerciții a organelor noastre represive, da? De constrângere. Organele de ordine publică. Da. În diferite perioade a istoriei noastre. Apucăturile astea de a aresta politicieni în ajunul campaniei electorale sau chiar în campanii electorale, ele nu sunt de azi, de ieri. Ele sunt rezultate. Tot timpul s-a procedat așa și tot timpul asta a fost criticat de comunitatea internațională. Așa nu se procedează. Adică este ceva la mijloc sau nu ceva la mijloc, oricum lumea să înceapă să interpreteze că asta e răfuială politică. Harassment, da? Asta e fabricarea dosarelor împotriva oponenților politici. Acum, întrebarea dumneavoastră, de ce acum, e fundamentală. Și eu mă întreb, de ce acum? Eu am răspuns la întrebare. De atâta că până acum ei nu au fost în stare. Și acum întrebarea e, astăzi ei sunt în stare? Ia că eu vreau să văd. De ce l-au arestat pe Nisterovski? Eu pe Nisterovski, eu n-am simpatie față de omul ăsta, pentru că eu consider că el colaborează cu Rusia. Pentru mine asta e pur și simplu respingător, ceea ce fac acești oameni. Pentru că Rusia acum e asemănătoare germanii hitleriste din perioada celui de-al doilea război mondial. Deci este un țară agresor și abă, păi eu, moralmente, din punct de vedere, din toate punctele de vedere, inacceptabil să ai astfel de contact. Plus este legat cu Șor, dar noi trebuie să vedem sau pe masă, sau tuturor trebuie să fie demonstrate probe împotriva acestui om. Și doamnei Lozovan, sora dumnealui, da? Doamna Lozovan. În bază la ceea ce ăștia oameni li s-au ridicat imunitatea și au fost reținuți, arestați și mai departe. Deci asta v-ar scoate orice dubii. Deci dacă a meritat să fie arestați acești oameni în timpul campaniei electorale. Nu se presupune că aceștia ar fi finanțați din banii ușor, asta una și doi, pentru că au încercat să omituiască pe fosta deputată a partidului, da, actuala președinte a partidului ALDE, care în această vară a fost da, creat partidul, cumva așa cum tam-tam, doamna Spătaru, și deci ea a fost cumva cireașa de pe tort în săptămâna care a trecut, în care da, a ieșit cu niște declarații așa cumva parcă din anchetă, da? Deci cumva este o anchetă care ar fi trebuit să fie dusă până la sfârșit cu ușile închise și să nu fie astfel de declarații, dar noi am asistat la niște declarații tari, mari, nu știu, unii publici. Critică publice, da? Unii critică și spun că este un show în scenariu pentru a se apăra, alții spun că, de fapt, bravo, pentru că s-a jertvit pentru a aduce, nu știu, mai multe informații. Ajutat țara să scape, s-a jertvit în lupta cu corupția, da? Și iată, acum sunt două tabere, sunt cei care o susțin și sunt cei care spun că, de fapt, este doar un show. Cum comentați această implicare deputatei? Acesta este un serial și noi asistăm abia la primul episod. Pentru că asistăm doar la primul episod,
se întâmplă exact ceea ce ați menționat dumneavoastră. Deci o tabără a susținătorilor este exaltată și o aclamează pe doamna Spătaru și zice că este erou național care, iată, deci alții își pun anumite întrebări și văd că nu prea se leagă toate chestiile astea, pentru că într-adevăr, dacă e să admitem o operațiune specială a serviciilor secrete sub acoperire, nu am prea văzut show-uri de genul ăsta, deci atunci se lucrează în regim închis până la acumularea probelor, dosarele se duc până la o finalitate, după care peste, câteodată peste ani de zile se află ce a fost de fapt acolo și cine a contribuit la această deconspirare și așa mai departe. Deci asta este, paradoxul, să zicem, da? Regula spionajului sau așa cum se întâmplă în alte țări mai civilizate, aș zice. La noi, iată că s-a întâmplat și una, și a doua, și a treia, inclusiv această promovare spectaculoasă, iarăși în ajuns de alegeri, cu un partid nou format, care este, știm cu toții, un lucru relativ costisitor în Republica Moldova, da? Deci știm partide care sunt doar pe listă și de la alegeri până la alegeri stau cu ștampila și nu fac nimic. Sunt partide care cresc spectaculos, fulminant, dar atunci apare întrebarea de unde și cum au fost finanțate și atunci aceste întrebări rămân în picioare, inclusiv și referitor la acest nou partid și acest nou lider politic care apare. Deci eu cred că trebuie să avem răbdare, să procurăm popcorn, să privim serialul până se va finaliza cu ceva mai consistent, pentru că Republica Moldova, noi spunem de regulă, Chișinăul este foarte mic și în orice secret de stat, în decurs de 4 ore, devine deja unul public absolut și toți cunosc. Deci, cred că vom afla mai multe informații și atunci vom putea comenta mai consistent, cred că, această situație. Dacă să luăm după serial, eu cred că el s-ar termina prin 2026, pentru că avem următorii 2 ani iar alegeri la fiecare, da? Luăm că în primăvara, vara anului viitor avem alegerile prezidențiale, pe urmă avem parlamentarele și respectiv la fiecare acest show ar trebui să dureze nu mult. Corect, dar noi suntem în drept să așteptăm o perioadă așa mai activă a deconspirărilor, spunem, sau acțiunilor organilor astea de drept, pentru că a fost arestat Nesterovski în urma activității sub acoperire, Mihail Bagas din Asociația Primarilor și Puterilor Regionale. Și acum doamna Arina Spătaru declarase în conferința de presă că ea a adus informații suficiente pentru aducerea lui Șor acasă, extradarea lui Șor. Adică acum nu mai sunt obstacole pentru a-l aduce acasă. Noi vrem să vedem în ce măsură, într-adevăr, informațiile obținute sunt. Deci noi suntem în drept acum să ne așteptăm la niște mișcări foarte concrete, la informații așa mai consistente în sensul ăsta. Și la finalități. Și la finalități, pentru că, într-adevăr, am spus că noi nu e bine să fie arestați politicienii în ajunul și campanie electorală și în timp campanie electorală. Dacă s-o produs sau s-o purces la chestiile astea, înseamnă că trebuie să fie prezentate dovezi foarte, foarte concludente. Și acțiuni clare. Și acțiuni clare și finalități. Pentru dacă Nesterovski azi e arestat, mâine e eliberat, să încep aceste istorii,
cum s-a întâmplat cu Marina Tauber, cum s-a întâmplat cu toți cei care societatea Moldavă îi numie mâna dreaptă, mâna stângă lui Plahotniuc, piciorul drept, piciorul stâng, coada lui Plahotniuc și așa mai departe. Toți au fost arestați, ținuți și toți au zis la eliberați. Da, cupați și eliberați. Asta ca, să mă iertați de banalitate, ca în pescuitul ăsta sportiv. L-ai prins pești, l-ai pupat și l-ai dat drumul. Înțelegeți cum? Asta nu se mai acceptă. Nu se mai accepte. Șușor a fost, nu odată, reținut, dar acum, cumva, e această declarație că el, că doamna Arina a fost la el la vilă, că știe unde el se află și că poate fi ridicat. Credeți în faptul că nimeni până la plecarea doamnei Spătaru acolo la vilă nu a știut unde se ascunde Șor? Nu cred. Nu cred și nu cred că este un mare secret în anul 2023, atunci când toți folosim telefoane mobile și tot ce vrei, de a depista locațiunea unui sau altui personaj atunci când există interes foarte mare. Referitor la Șor, eu nu cred că existau probleme de genul că el se află pe strada X sau pe strada Y în orașul în care se află în Israel. Acolo, cel puțin din ceea ce zicea doamna Drăgălin, există anumite proceduri, pentru că de prin anul 20 deja partea Moldavă cere extradarea, dar partea izraeliană a cerut anumite detalii, dovezi pe acest dosar. Doamna Drăgălin spune că ei s-au întâlnit cu delegația izraeliană și au prezentat anumite dovezi suplimentare. Deci acum problema este în această procedură, 1, și 2, pentru că aceste dovezi prezentate trebuie să fie convingătoare nu doar pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova, dar pentru cel israelian. Și atunci Șor poate sau nu poate fi extradat în Republica Moldova, sau există și varianta când partea izraeliană recunoaște că el este vinovat, dar nu îl extradează și atunci el îi spășește pedeapsa. În privința adresei, mă, când erau și niște reportaje, și video, erau arătată vila, declarația asta e stranie din partea doamnei Spătar. Eu am vrut la alt aspect să atrag atenția. Crearea acestui partid, în primul rând, partidul a apărut în anumite circumstanțe foarte nu că circumstanță strane, dar denumirea partidului repetă denumirea grupului politic european, Alianța Liberală și Democraților Europeni, ALDE. Nu numai denumirea, dar și culoarea politică și simbolurile și așa mai departe. Deci dar nu este partea ALDE. Dar nu este ALDE pentru că nu o să fie acceptați. Pentru că în ALDE, deja există un partid și partidul trebuie să-și dea acordul, partidul moldovnesc. Da. Membru a grupului respectiv trebuie să dea acordul pentru acceptarea altui partid. Bun, asta e alt aspect. Va fi, nu va fi, problema e, asta e plagiat. Acum, când ne uităm cine, de unde o apărut acest partid. Partidul ăsta a apărut din Partidul Acțiunii și Democrații, sau cum se numește, creat de Godea. Godea, Mihai Godea, care nu l-a trădat, nu știu, alt cuvânt, nu știu cum să folosesc, că nu-mi plac cuvintele astea, dar, într-adevăr, l-a trădat pe Filat. De ce spun l-a trădat? Pentru că nu erau niciun motiv atunci de a pleca de la Filat. Filat era un politician, în 11, dacă nu mă înșel, a plecat Godea de la dumnealui. Atunci, cu susținere populară foarte mare, Pele de Miu mișca înainte, Godea a fost cumpărat pur și simplu de Plahotniuc și-a creat partidul în ajunul, printre altele, apropo, ca în ajunul alegerilor locale. Și a fost înregistrat candidat a Partidului Acțiunii Democratice, PAD-ul ăsta, da, și l-a creat pentru participare în alegerile locale în Chișinău.
Pirmă godea, da, godea deschis, a intrat în echipa Partidului Democrat și 10 ani, practic, acolo acționat. Acum acest partid trece pe mâna doamnei Spătaru, acolo apare și personaje care au deținut și posturi de miniștri pe timpul lui Plahotniuc din partea Partidului Democrat, cum este Valentin Guznac. Valentin îmi pare că îi spune numele lui. Da. Și alții o să vedem acolo. Și iarăși mă refer la ceea ce vorbi și Victor, bani. Ca să creezi un partid să deschizi, dar eu am înțeles că iau și structuri filiale pe teritorii, sunt necesare resurse financiare. Acum, noi încă să vedem dezvoltarea acestei istorie, pentru că dumnezeu ei spune că toți banii au contabilizat-o la SIS sau unde au contabilizat toți banii. Din cei care au venit de la Șor. Șor acum solicită $1 milion de dolari înapoi, cu transmis $1 milion. $1.5 milion chiar. A? Chiar $1.5 milion. $1.045 milion da. Ceva sau $1.5 milion. Deci da. Doamna Spătaru spune de 55 de mii. Bun. Adică sunt foarte multe lucruri. Concluzia mea e următoare. Eu nu știu ce scop a urmărit în afară de scopul nobil de a-l de conspira pe Șor și așa mai departe, dar eu nu văd cum acest partid poate să se ocupe de politică aici în Republica Moldova. Formarea acestui partid cu ALDE, cu știți cum a fost, cu un mic scandal s-a lansat partidul. Acum e un mare scandal. Eu consider că asta e o chestie de scandal, pentru că dacă tu ai acționat sub acoperire, ai ajutat organele, de ce trebuie de ieșit în campanie asta, în conferință de presă? De a vorbi, de scris despre asta. Continuă și la fă-ți datorie de cetățean, construiește-ți partidul și mai departe. Dar acum, toată lumea se întreabă, care e, da, cum a spus nu, tu, probabil pentru că o zi înainte de conferință, da, în Parlament, cineva a spus că, iată, avem o persoană care s-a vândut lui Șor și probabil cumva a vrut să-și spele imagine. Nu știu cum să fie comentat acest lucru. Nu știu, această imagine de salvator al țării o va ajuta pe doamna Spătaru să obțină mai multă încredere, susținere din partea bălțenilor în acest scrutin sau totuși nu este suficient? Reieșind, doamna Spătaru, din cât îmi amintesc eu și am urmărit această situație, am mai avut activități în Bălți deja după plecarea din platforma, da? Și am mai avut tentative să participe în anumite scrutine, deci având în vedere rezultatele iarăși cât țin eu minte, relativ modeste, n-aș paria pe faptul că o să aibă rezultate spectaculoase. Bineînțeles că o să fie o parte din electorat care o să reacționeze la acest mesaj de, să zicem, de bun, ficțiunii de asta cu spioni și așa mai departe, în care un public care o să prindă acest lucru, dar nu cred că va înregistra rezultate speculoase. E unul, asta este. Eu m-am spus deja, da, eu cred că viitorul politic este foarte așa, cețos, da, și incert. Înseamnă că așteptăm să vedem scenarii noi și vreau să mai analizăm și alți candidați, dacă în zilele care, luna care ne-a rămas, da, până pe 5 noiembrie, dacă ar mai fi să mai fi scoși din curs careva candidați, dacă se vor rări rândurile lor sau din contra vom avea și aici o listă imensă de candidați. În Chișinău sunt foarte mulți. Deja vedem că acolo lista va fi impunătoare. Mulți participanți, tradițional, iarăși,
discutăm... De căpușii care apar, da? Dar în general discutăm de chestia asta care se întâmplă tradițional pe dreapta când apar foarte mulți concurenți și votul, fără a intra în detalii care este căpușă, care, de cine este finanțat, dar votul dreptei va fi dispersat, pe când în Chișinău, pe stânga, deci, Ciban va merge ca o locomotivă înainte și atunci, de fapt, intriga alegerilor în capitală se reduce, va câștiga din primul tur sau dintr-a doilea. Cam la asta se rezumă tot misterul acestor alegeri. Da, eu nu exclud că am putea asista încă la anumite operațiuni speciale, pentru că văd că cel puțin am mai discutat în alte rânduri că pe filiera procuraturii, în special a procuraturii anticorupție, se întâmplă ceva și procuratura anticorupție produce dosare și se mișcă într-un fel înainte. E altă problemă că nu se ajunge la finalitate, dar aici intervine deja factorul judecătoriilor, sistemul judecătoresc și așa mai departe, susținerea sau reformarea întregului sistem judiciar în general, cu toate comisiile de prieteni și așa mai departe. Dar ceva se întâmplă, de ce e... Crezi că ar putea fi și un scenariu de reținere sau vreun dosar pe numele lui Ceban? Ar putea exista și o astfel? Eu cred că asta ar fi prea mult, fiind Ceban totuși favorit din start acestei curse. Deci... Nu din considerentele că la primăria Chișinău nu s-ar găsi dosare de corupție. Deci cu siguranță și cu certitudine acolo sunt dosare de corupție, este corupție mare, dar... Nu acum, da? Dar deocamdată până acum. Da, da, da. La Bălți, nu știu, noi așteptăm... Lansarea candidaților din partea partidelor care se consideră favorite în această competiție, cursă. În această cursă electorală. Mă refer și la partidul nostru, la Partidul Socialiștilor, sau ce socialiști s-au decis. Încă nu, da, Lambels? Așteptăm candidații lor. Există incumbent candidatul, da, ăsta care există, domnul primar, care tot o să încerce să-și păstreze, și-i normal asta. Da. El, dumnealui, este criticat mult, dar are și realizări. Explică, te rog, telespectatorilor. Incumbent, asta e cuvântul din lexicul limbii engleze, care caracterizează, ăsta e candidatul care deține funcția și vrea să fie reales. Da. Acum și din start are un avantaj al funcției. Da, asta în limba română, da. Zăstre guvernării se numește. Așa. Da, da, da. Nu, asta nu în măsura mai mare, asta se referă totuși la nivel național, la partidele politice, decât la alegerile locale, la un primar sau la un consiliu local. Zăstre guvernării aici... Dacă e pozitivă, da, dar dacă e negativă, atunci nu e prea bine. Pentru că, dar dumnealui are și succes, are realizări, eu înțeleg că în oraș are și suport. Vom vedea cine va fi înaintat din partea, încă o dată, partidului nostru. Domnul Usată merge ca lider de echipă. Merge în Consiliul Municipal. Da, el vrea să fie doar consilier. Socialiștii tradițional aici sunt susținuți și au suport. Da, ei au la domnul Moroșan, dacă nu mă greșesc, Voicu și Moroșan, ia că aici, da, ia că deci, aici. Noi ne așteptam că Voicu va fi înaintat în această funcție, dar pe ultima sută de metri a mers, eu sunt bălțeanul, campania pe care a promovat-o intens până acum, și a fost înaintat Moroșan la această funcție.
Vom vedea cum va fi acesta susținut. Mm. Nu vreau să fiu banală și poate nu am dreptul să critic, dar cumva chiar mă amuza această etapă de pre-campanie când mergea la veterani cu buchete imense de flori, de 100 de flori, de trandafiri și așa mai departe. Deci era o campanie foarte activă de donații, de flori și evenimente organizate pe anumite feliere. Omul se pregătea foarte intens de această etapă. Avem și fostul șef al Cancelariei de Bălți, asta domnul PASU, da, din partea PASU. Da. Avem candidatul PACE. Deci încet, încet se adună și aici un număr impunător de candidați. Deja urmează în următoarele ediții să-i cunoaștem pe toți mai... Așa, mai a fost un eveniment săptămâna trecută, îmi cer scuze că vă întrerup, la Orhei. La Orhei, unde s-a bătut palma între Șansa și Partidul Șor, da? Deschis. Deci primarul interimar a Orheiului, fost un jurnalist sau propagandist, Alexei Lungu, da. Fără să mai ascundă, a declarat că da, el susține și noi putem presupune că dacă Nisterovski, bun, el nu-i președintele partidului Văzrăjdenie acolo, e doamna Parască, dacă nu înșel. Da. Dar dacă cu Văzrăjdenie să fie mai multe probleme, să ne așteptăm că Șansa va înainta un candidat care va fi susținut de Marina Tauber aici și de toată echipa respectivă. Așa că intriga rămâne la Bălți, la Chișinău, la Chișinău nu e atât de situația e mai clară. E mai trist acolo, da? Nu e mai trist, acolo e mai clară situația, într-adevăr, Ceban, contrar tradiției Chișinăului. Chișinău totdeauna vota bătorit suburbii, nu atât candidați pro-europeni, cât candidați pro-români, să zicem așa. Acum și Ceban a zis că promovează limba română, el vorbește limba română, el este pentru unire, el a dus proiecte în comun cu România și respectiv el este la noi acum român. Da? Adică, el este român, care important de cum ar percep cei care votează. Asta este problema dihotomiei este tradiționale care este la noi în Republica Moldova, în care este un electorat pro-est, pro-rusesc, un electorat pro-vest și este un mijloc centru electoral care de regulă este incert și funcții de anumite alegeri migrează sau spre stânga sau spre dreapta. Iată, parlamentarele și prezidențialele au asigurat PASU-lui și Mai Sandu o majoritate. Deci în premier, eu aș spune, pentru că de regulă spre stânga migrează acest electorat. Adică Ceban încearcă același lucru să facă, să se plieze pe acest centru și declarând anumite chestii care sunt pro-europene. Problema e, noi la Chișinău avem cel puțin un pretendent sau doi poate care când vorbesc problemele Chișinăului știu despre ce vorbesc. Pentru Chișinăul, ca orice urbie mare, ca orice megapolă mare, megapolis, da, se confruntă cu probleme sistemice. Asta nu e numai problema gunoiului sau mobilității, dar asta problema dezvoltării orașului, cum se construiește în acest, cum se planifică acest oraș. Chișinăul nu are un plan urbanistic actualizat. Ultimul plan a fost adoptat în 2007. Acum, după cât cunosc, și în Bălți nu există un astfel de plan. Eu nu știu, este unul actualizat, așa, pentru că primul era cel din... Adică unul din ele ar fi cel din anii 90, după care acum a fost unul reactualizat. Doar că aici lucrurile sunt mai ușor vizibile, pentru că este un oraș cumva cu stabilitate, oamenii aici niciodată nicăieri nu se grăbesc. Dar oricum trebuie să înțelegem că situația din anii 90 și 2023 este sunt diferite. Exact. De exemplu, Chișinău se extinde din contul suburbiilor și se construiesc blocuri de astea supraetajate fără nicio infrastructură socială. Exact.
Eu nu știu dacă există problema asta la Bălți, dar aici probleme sunt mai grave chiar și din punctul acela de vedere, când coace nu vin investiții, exact, nu vin bani atât de mari cum vin în Chișinău. Și atunci când o să analizăm, da, Marina Tauber, da, partidul nostru, stânga și nu știu ce, orientările astea geopolitice, limba rusă, dar oricum noi trebuie să vedem dacă vin în genere cineva cu niște viziuni foarte clare, cu niște planuri bine așezate, cu abordări sistemice pentru Bălți. Dacă într-adevăr apare acum un candidat sau un pretendent pentru postul de primar a Bălțului care vede cu 2-3 pași înainte, are orizontul de planificare 5-10 ani, cel puțin, că altfel nu se poate. Altfel nu se poate. Vom aborda, cum am zis, în continuare, să vedem, da, cine și ce și-a propus. Mai așteptăm un pic să vedem lista finală a candidaților și cum va derula această bătaie și, desigur, îi vom descoase pe fiecare ca să aflăm cine și ce planuri are și cum văd candidații noștri Bălțul mâine, peste 3 ani, peste 5 ani, poate chiar și în momentul în care nu vor fi în fotoliu. Interesant este că în țara noastră, într-adevăr, avem primari care au o istorie de 20 de ani de când sunt la cârma unei localități, fie că e sat sau raion, da? Adică istorie de acest gen avem multe, legislația permite, așa că da, nu este exclus că la Chișinău va rămâne domnul Ceban, nu este exclus că în Bălți va rămâne domnul Grigorișan, ori va veni cineva din partea partidului și oricumva aici este bătălia cea mare pe care se simte în tensiune aici. Noi rămâne doar să analizăm, să le spunem celor de acasă să fie foarte atenți la promisiuni, la daruri, da, la oferte și să își dea seama foarte clar pentru cine vor să-și dea votul, cum vom trăi în următorii ani și dacă acest vot va aduce beneficiu localității, țării sau va fi din contra în detrimentul celor care locuiesc aici. Liniște și pace vă doresc și să ne reîntâlnim din nou tot aici în studioul TV Nord. Până atunci urmăriți-ne pe toate platformele noastre, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube și desigur pe tvn.md, acolo unde venim cu informații de ultimă oră și știri la zi. Pe curând!